Peste 20 de militari din cadrul Brigăzii Multinaționale Sud-Est au ajuns în această dimineață la Centrul Regional de Transfuzii Sanguine Craiova. Alți 10 de colegi vor sosi în aceste zile la centru pentru a se alătura campaniei Sânge pentru Ucraina. Astăzi participăm cu un număr de peste 20 de militari. Prin această activitate ne exprimăm solidaritatea față de poporul ucrainian. Și dumneavoastră puteți ajuta printr-un gest simplu la salvarea unei vieți. Conducerea centrului de transfuzii face apel pentru donarea de sânge la toți craiovenii cu vârste cuprinse între 18 și 60 de ani, cu greutate peste 50 de kilograme și stare de sănătate bună. În contextul actual, nevoia este și mai mare, pentru că pe lângă pacienții noștri care obișnuit au nevoie de sânge, trebuie să realizăm și o rezervă, să spunem un stoc, astfel încât putem să ajutăm la nevoie pe răniții din Ucraina sau Ministerul Sănătății în anumite condiții poate să utilizeze acest sânge din stoc pentru condiții deosebite. Campania Sânge pentru Ucraina se desfășoară în toate centrele de transfuzii din țară, iar programul acestora a fost prelungit și pentru ziua de sâmbătă. România se pregătește astfel să acorde asistență medicală răniților din Ucraina în toate cele 11 spitale militare din țară, precum și în spitalele civile.